Majoritatea dintre voi vor să se bucure de stabilitatea sistemului de operare Windows 10, dar ce ne facem? A apărut noul Windows 11 și vrem să vedem ce este cu el. Nu faceți greșeala să faceți update de la Windows 10 la Windows 11 pe calculatorul principal, așa cum a făcut acest abonat. Din păcate, el s-a lovit de anumite bug-uri, la fel cum vă puteți lovi și voi. Cea mai bună soluție este să instalăm Windows 11 pe o mașină virtuală și să folosim varianta oficială Windows 11, nu imagini descărcate de pe internet. Salutare, sunt Raul, bine ai revenit pe tutoriale cu Raul. În acest tutorial îți arăt cum instalezi Windows 11 pe o mașină virtuală cu ajutorul platformei Windows Insider Program. Vom face de fapt un update de la Windows 10 la Windows 11, în acest fel vom folosi varianta oficială a celor de la Microsoft. Nu vom descărca o imagine de pe internet, s-ar putea să întâlnim tot felul de chestii neplăcute prin acele imagini. Cel mai sigur este să mergem pe site-ul Microsoft, descărcăm imaginea Windows 10, o instalăm într-o mașină virtuală, apoi accesăm platforma Windows Insider Program și facem update la Windows 11. În acest fel vei putea să te bucuri de acest sistem nou de operare fără să-ți fie afectată stabilitatea sistemului de operare Windows 10 care este instalat pe calculatorul tău principal. Pentru mine acest tutorial este foarte lung, îmi ia foarte, foarte mult timp să îl filmez și apoi să îl editez, pentru că voi descărca de fapt Windows 10, îl voi instala pe mașină virtuală, voi face toate update-urile la zi, doar în acest fel putând să descarc și să instalez Windows 11. Pentru voi, voi tăia majoritatea update-urilor, părților unde se fac update-uri și voi păstra esențialul. Haideți să începem. Mergem pe site-ul Microsoft, vă las linkul în descriere, să descărcăm imaginea Windows 10. Pentru acest lucru avem nevoie de Media Creation Tool. Descărcăm de aici instrumentul și îl salvăm pe desktop. Eu l-am salvat deja. Putem să închidem browserul, nu mai avem treabă cu el. Deschidem Media Creation Tool. În acest fel, mulți dintre voi știu acest lucru, în acest fel vom descărca imaginea ISO cu Windows 10 pe care o vom folosi într-o mașină virtuală în VMware pentru a instala sistemul de operare. Voi trece cât de repede pot peste acești pași, aici dăm Accept. Ne întreabă dacă vrem să facem upgrade la PC sau să creăm un mediu de instalare. Noi alegem a doua variantă și dăm Next. Lăsăm opțiunile Default, Windows 10 pe 64 de biți, dăm Next. Și alegem de aici a doua variantă, ISO File, dăm Next. Și vom salva imaginea ISO, eu o salvez pe desktop, voi o salvați unde aveți spațiu mai mult sau unde doriți. Acum va începe pur și simplu descărcarea și crearea imaginii cu Windows 10. Înainte să continuăm tutorialul, vreau să te anunț că am activat comunitatea pentru membri. Este butonul Alătură-te sau Join, este sub fiecare video al meu. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că poți avea beneficii în plus, beneficii precum grup dedicat pe Facebook, grup pentru membri, prioritate în răspunsuri la comentarii, stream-uri live doar pentru membri, iar pentru cei care vor mai mult pot efectua sesiuni personale prin aplicația TeamViewer, în sensul în care îți pot optimiza de virusa calculatorul fiecare după caz. Îți repet, butonul îl găsești sub fiecare video, haideți să continuăm cu tutorialul. În continuare, pentru a instala mașina virtuală avem nevoie de un program. Programul se numește VMware Workstation Player. Este un program gratuit pentru uz personal. Vă las de asemenea linkul în descriere. Pentru descărcarea VMware Workstation Player varianta 16, mergem aici la Download Now și salvăm kitul de instalare. Instalarea se face ca și orice aplicație, Next, Next, Next. Este foarte simplu. După ce am instalat VMware, deschidem programul și creăm o nouă mașină virtuală. Eu deja mai am o mașină virtuală cu Windows 11, tot așa în teste, la fel nu risc să fac update la sistemul principal de operare. Mai am răbdare până prin toamnă-iarnă. Haideți să mergem să creăm o nouă mașină virtuală. Alegem locația unde am descărcat imaginea cu Windows 10, eu am mutat-o între timp pe un alt hard disk. Dăm Next. Putem aici să denumim Windows
11 test și facem un nou folder. Vă recomand să folosiți o partiție sau un hard disk unde aveți mai mult spațiu. Windows 11 test. OK. OK. Și dăm next. Cerințele minime sunt 4 GB de RAM, 64 GB spațiu pe hard disk. Noi vom aloca 64 de GB aici. Alegem prima variantă, dăm next. Aici la customize hardware va trebui să alocăm memoria RAM. Am spus că punem 4 GB de RAM. Două procesoare ar fi în regulă. Dăm close. Dăm finish. Și începe să se creeze discul virtual, mașina virtuală. După ce mașina virtuală a fost creată, va buta direct în Windows 10, în install, și va începe pur și simplu instalarea. Instalarea este clasică. Aici am ales United States la keyboard, este o preferință personală, alegeți ce vreți voi. Dau next și dăm install now. Aici selectăm I don't have a product key, nu ne interesează. Alegem Windows 10 Pro și dăm next. Acceptăm termeni și condiții, dăm next. Alegem custom, install Windows only. Formăm partiția și începem instalarea propriu-zisă, se copiază fișierele, se instalează sistemul de operare. După cum ați văzut până acum, instalarea Windows 10 se face clasic, nu aveți nevoie de licență, dar fiți foarte atenți pentru că la un moment dat, înspre sfârșitul instalării, este un pas foarte important, un pas de care aveți nevoie pentru a fi acceptați în platforma Windows Insider Program. Urmăriți tot tutorialul și veți vedea despre ce este vorba. Haideți să continuăm. Descărcarea fișierelor s-a finalizat, acum începe instalarea Windows. V-am spus, voi tăia toate aceste părți. Aveți un tutorial complet despre descărcare, instalare Windows 10. Nu vă bat la cap cu acest lucru mai mult decât este necesar. Aici alegem regiunea, dau Yes. Aici la keyboard dăm iarăși Yes. Dăm Skip. Acum se configurează rețeaua. Aici alegem Setup for Personal Use, adică prima opțiune, dăm Next. Mergem pe Offline Account. Mergem pe Limited Experience. Aici scriem un nume. Dăm Next. Parolă nu este nevoie. Aici No. No. Acesta este pasul foarte important despre care vă spuneam mai devreme. Trebuie selectat aici prima opțiune pentru a avea acces pe platforma Windows Insider Program, Send Required and Optional Diagnostic Data. Această primă opțiune o selectați și dați Accept. Aici dăm No. No. În principiu mergeți cu No la toate opțiunile. Și instalarea Windows 10 continuă, nu mă interesează Cortana acum. După ce toți acești pași vor fi finalizați, voi reveni. Am revenit pe desktopul Windows 10. În primul rând, după ce instalarea este finalizată, după ce am ajuns pe desktop, mergem jos la căutare și scriem Update și alegem Check for Updates. Acum începem procesul de update al Windows 10, îl aducem la zi pentru a-l pregăti pentru Windows 11, dăm aici Check for Updates. Chiar dacă este ultima imagine descărcată de pe site-ul Microsoft, dacă ați descărcat-o recent, să știți că sunt foarte multe actualizări disponibile și durează mult timp. La mine a durat câteva ore bune, 4-5 ore pentru acest tutorial până am ajuns să fac update-ul la Windows 10 și să îl pregătesc pentru Windows 11, apoi încă o oră și ceva până s-a instalat Windows 11, deci vreo 6 ore. Aveți multă, multă răbdare, dar faceți instalarea pe o mașină virtuală. Vă repet, nu faceți o instalare de Windows 11, un update de Windows 11 pe calculatorul principal, nu încă. Aveți răbdare până în toamnă, până în iarnă, când Microsoft va scoate o variantă stabilă. Acum tot ce avem de făcut este să așteptăm
să se descarce update-urile, să se instaleze, iar apoi va fi nevoie și de vreo câteva restarturi, deci multă, multă răbdare, cum vă spuneam. Până se descarcă și se instalează update-urile Windows, vreau să te anunț că am deschis un server de Discord, linkul este jos în descriere, înscrie-te și haide să creștem comunitatea și acolo. Mulțumesc! Foarte important, după fiecare restart până la ultimul update al Windows 10, trebuie să mergeți în search și să scrieți update, de fapt să intrați la verificările pentru update-uri, să faceți acest lucru până când apăsați pe butonul Check for Updates de 3-4 ori și vă spune că nu mai este niciun update disponibil. Check for Updates, posibil să apăsați o dată de 2 ori să vă spună că nu este disponibil niciun update, iar a treia oară să apară ceva disponibil. De asta vă spun, încercați de cât mai multe ori, iar după fiecare restart reintrați aici și încercați. Haideți să vedem, check for updates, nu mi-am mai găsit nimic deocamdată, este a doua oară când încerc. Haideți să mai vedem. Nu? Ok, nici acum. Haideți să mergem pe Windows Insider Program. Am lăsat și a treia verificare. Tot aici în setări, mergem la Windows Insider Program. Ce aveți nevoie pentru a accesa Windows Insider Program este o adresă de Outlook. Vă faceți un cont pe outlook.com, o adresă de e-mail și puteți să intrați pe platformă cu acest mail. Aici, chiar dacă nu vă spune nimic de Windows 11, apăsați Get Started. Trebuie să vă logați cu contul pe care l-ați creat cu Microsoft Account, Email, Phone or Skype. După cum vi-am spus, contul de Outlook este OK. Aici introduceți adresa de e-mail, apoi parola și am intrat pe platforma Windows Insider Program. Mare atenție, Windows 11 a fost mutat de pe canalul dev pe canalul beta pentru că a devenit beta. Mie între timp mi s-a schimbat și wallpaper-ul pe mașina virtuală pentru că m-am logat cu același cont Outlook. Bun, mergem pe beta channel și dăm confirm. Mai dăm o dată confirm și trebuie să dăm restart. După ce am dat restart și am revenit pe desktop, mergem iarăși la updates. Foarte important, nu mai avem ce căuta din acest moment în Windows Insider Program. Mergem iarăși la updates. Accesăm Check for Updates, iar aici ar trebui să ne apară disponibil Windows 11. Haideți să dăm o dată Check for Updates. După câteva verificări bune de 5-6 ori am încercat Check for Updates, îmi apare aici și Windows 11 Insider Preview și numărul build-ului. Deci, începem să descărcăm, iar apoi se va instala Windows 11 Update de la Windows 10. Aceasta este cea mai sigură variantă de a folosi Windows 11, de a vedea ceea ce poate acest sistem de operare în această variantă beta. Varianta finală îți recomand să o instalezi când va fi lansată, în toamnă sau în iarnă, încă nu se știe data exactă. Se descarcă Windows 11, iar apoi se va instala. După descărcare, calculatorul va cere un restart, sistemul de operare va cere un restart, o să dați un restart, apoi va începe instalarea propriu-zisă a sistemului de operare Windows 11. Ne vedem pe desktopul Windows 11. Acum ne logăm în Windows 11 și urmează desktopul. În sfârșit avem Windows 11 pe mașina virtuală VMware. Am făcut update de la Windows 10 la Windows 11, cea mai sigură variantă de a afla ce poate acest sistem de operare. După cum v-am spus, instalarea cu totul, instalare Windows 10, update Windows 10 și instalare Windows 11 durează undeva la 4 ore, 5 ore, poate mai puțin dacă aveți noroc și asta cu o viteză la internet bună. Într-adevăr, am alocat resursele minime pe mașina virtuală. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Ți-am arătat cum să folosești în siguranță Windows 11, cum să profiți de stabilitatea Windows 10 și în același timp să vezi ce poate sistemul de operare nou Windows 11. Este normal să faci instalarea pe o mașină virtuală până când se lansează o variantă oficială a Windows 11. Este ok.
să faci instalarea pe o mașină virtuală, dar să ai și resurse să aloci acelei mașini virtuale. Dacă ai un calculator la 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, nu prea merge, nu prea e ok această soluție de instalare pe o mașină virtuală, pentru că trebuie să îi aloci acestei mașini minim 4 GB de RAM. Dacă calculatorul nu dispune de această memorie, nu prea ai ce să faci decât să aștepți până când se lansează varianta oficială Windows 11 și abia atunci să o instalezi pe calculatorul tău personal ca și sistem de operare. Îți mulțumesc pentru că ai urmărit materialul de astăzi. Nu uita să te abonezi, să apeși și clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postez ceva nou pe canal. Eu sunt Raul și, ca de obicei, până data viitoare, te-am salutat!